Ah, plus asta, măi. 8 milioane 700 cu 5 milioane 500. Salut și bine v-am găsit la primul storytime de pe acest canal. Deci, acum câteva zile, adică 3 martie, mi s-a întâmplat o fază destul de amuzantă. M-am pus să scriu la mate, tocmai ce m-am apucat, și mă sună Denis, să-mi spună că, bă, vine la mine, luăm pe cineva, mergem cu mașina mea, nu știu ce. Eu, fericit, bă, hai că merg, deși nu prea m-am îndurat cine știe ce, pentru că aveam de scris la mate, scăpam de matematică, mamă, șmecherie. În fine, îmi iau o bicicletă, mă duc până la Denis, că n-am mai luat mașina să fac 100 de metri. Eu, bicicleta, ajung la Denis, pornesc mașina. În prima oară nu mi-am dat seama că sunt farurile nepornite, pentru că în bord nu se vedea că luminează ceva, gen era super lumina afară, cam cum e acum. Bine, puțin, puțin mai întunecat. Leg la drum, îi pune Denis centura, îmi pun și eu centura, ajung într-o intersecție, să ies pe drumul principal. Principal. Să ies pe drumul principal. Deci ajung în intersecție. Mă uit în stânga, văd o poliție, câteva mașini. Mă uit în dreapta, o mașină, îi spun Denis. Bă, fii atent că ăsta cu poliția ne oprește. Începe Denis să râdă, încep să râd. Ce trec mașinile, intru în intersecție, intru pe drumul principal, fac stânga. Deci sunt foarte multe tăieturi pe videoclip pentru că de-abia ce m-am trezit sunt vai de capul meu. Deci fac stânga. Îmi zice Denis, bă, hai că l-ai cu pistoletul. Deci e cu pistoletul. Și spun, bă, hai că eu n-am nici 60, deci nu sunt nici cea mai mică, nu e și sunt nici cea mai mică șansă să mă oprească. Peste 2 secunde, eu vrum la volan, polițistul în cavaj, toate așa. Polițistul era ceva de gen. No, eu veneam pe partea dreaptă, el era pe stânga, oprise pe unul. Face poliția cu mâna stângă. Și am zis eu, oh. Opresc eu pe partea dreaptă, dau semnal, mă uit, mă, ce e în regulă? Văd că nu sunt luminile aprinse. Am zis, oh. Nu știu cât e amenda, nici nu m-am interesat și nici nu o să mă interesez. Până la urmă, asta e. La mașina mea sunt farurile automate, s-a aprins, să sting. La mașina lui Denis, cum e mai veche și puii mei, nu sunt farurile automate și trebuie să le setez manual. Și eu mi-am reglat absolut tot scaunul oglinzii în afară de lumină, să mă uit dacă ai aprins, să mi-am pus centura, ca la început. Centuri, nu, scaunul oglinzii, centură și de lumini, n-a mai fost lumini. Așa. Vine poliția la mine, actele la control, vă rog. Îi dau frumos, bă, nu știu, de obicei când mă oprește poliția, mi s-a întâmplat să mă oprească de maxim 3 ori, asta fiind a treia oară. Sau a patra, când vine la mine, deci n-am, nu știu dacă se pun numi emoții, dar gen, sunt foarte calm și încerc să văd ce pui mea a făcut, știți? Și gen sunt super calm, aștept să îi dau alea, dar am și în același timp emoții și nu știu, parcă mă tentează așa să nu fiu atent la ce se întâmplă. În fine, îi dau alea buletinul, îi dau carnetul, îi dau asigurarea și mă caut eu pe acolo ce caut, talonul trebuia să-l dau. Nici nu mi-am dat seama. Îmi zice ăla, mai trebuie talonul, domnule. Uite, așa arată. Avea o altă asigurare și că uite așa arată. Dar e bine, mă, că eu nu știam. Bine, nu i-a spus asta.
Mai caut eu talonul ce caut pe acolo, ăsta între timp se duce, a mai oprit pe încă unul, a oprit și ăla, s-a dus și pe partea aia la altă, s-a mai dus la asta, s-a întors la mine, ați găsit domnule talonul. Eu, bă, încă nu l-am găsit. Mai mă prefac eu ce caut pe acolo. Între timp îl sunase Denis pe proprietarul mașinii, adică taică să vină cu actul la control. Să vină cu actul la control, să vină cu talonul. În timp ce taică-sul se îndrepta spre noi cu talonul, vine poliția. Da, nu, și ne întreabă dacă am găsit talonul. Și zicem că nu l-am găsit, să mai aștepte puțin, mai încercăm, nu știu ce. Mai stăm noi ce stăm pe acolo, după iar vin. Și am spus că am sunat proprietarul, nu știu ce, zice ok. Vine proprietarul, dă actul între timp. Eu cu Denis râdeam foarte mult de faza în sine, că ne-a oprit și noi am spus că parcă văd că ne oprește ăla cu pistolul, adică, pui mei. Și nu înțeleg cum s-a nimerit că m-a oprit. Da. Mi-am aprins și luminile, a venit aia că s-a dat talonul, s-a uitat nu știu ce, a venit ăla la mine, polițistul. Să pune așa. Calculați repede cât face 7 milioane, 8 milioane 700, 8 milioane 700 cu 5 milioane 500. Și nu că sunt eu cea mai bună persoană la matematică, dar de obicei când îmi dă cineva să calculez mental și trece peste 10 și mai sunt și câteva virgule pe acolo cu 7-8, îmi dă daună. Că eu sunt obișnuit să fac calculele foarte repede pe foaie și mental gen nu-mi ia ceva. Dar le fac. M-am uitat la el, nu i-am răspuns nimic, că gen eram pe bune atât de mult. Și nici n-am mai făcut calculele. Spune mie că asta se numește și asta pe care mergeam eu se numea șoseaua morților. Că, vezi, doamne, era pânserată și amenda se doblează dacă nu ai luminile aprinse. Și plus că n-aveam actele la mine, s-au făcut undeva la 14 milioane 200 cu tot. În final, nu mi-a dat nimic, nici avertisment, mi-a spus să am grijă și m-am dus frumos. Bam, direct unde aveam treabă. Și cam asta era să rămân fără piele pe mine. De acum încolo, băieți, aveți grijă cu luminele. Când e spre serat sau când sunteți pe drumuri mai speciale, să-i spunem așa, unde este obligatoriu să aveți luminele aprinse, desigur, și ziua. Și ne vedem cu următorul story time, care va fi despre fata de care mi-a plăcut mie și era mai mare decât mine. Așa că nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și ne vedem la următorul episod. Pa!